Un incendiu puternic a izbucnit vineri la amiază în comuna Marginea din județul Suceava. Focul a cuprins prima dată o anexă gospodărească, dar s-a propagat și la construcțiile învecinate. Flăcările au fost purtate de vântul puternic, care bătea cu rafale de peste 50 de kilometri la oră. De altfel, județul Suceava s-a aflat vineri între orele 13-17 sub avertizare cod galben de intensificare ale vântului. În total, incendiul a afectat 3 gospodării. În primele două gospodării au ars locuințele și anexele gospodărești, iar în cea de-a treia au fost afectate doar anexe. Toate clădirile erau construite majoritar din lemn, iar acesta a fost un alt factor care a favorizat extinderea rapidă a incendiului. Pompierii militari și pompierii civili de la serviciile voluntare pentru situații de urgență din zonă au intervenit cu 10 autospeciale de stingere. Pe durata intervenției, 4 persoane au primit îngrijiri medicale. 2 persoane au suferit atacuri de panică, a treia a suferit arsuri, iar a patra prezenta mai multe contuzii. Cele 2 persoane cu atac de panică, pe fondul unor afecțiuni cronice, a fost transportată la spital pentru investigații suplimentare și îngrijiri medicale. Pentru acordarea primului ajutor medical, la locul incendiului au intervenit 2 ambulanțe SMURD și un echipaj de la Serviciul de Ambulanță Județean. După eforturi considerabile, pompierii militari au reușit să localizeze și să lichideze incendiul. Vorbim despre un incendiu care a afectat 3 gospodării, 2 le-a distrus practic în totalitate, atât locuințe cât și anexele gospodărești. La cea de-a treia, din fericire, am reușit să localizăm la timp flăcările și a fost afectate doar 2 anexe și peretele unei case de locuit. Vorbim de un foișor, o fântână și, așa cum spuneam, peretele casei de locuit, dar și acoperișul din tabla al acesteia. Practic, în 2 ceasuri am reușit să localizăm acest incendiu care este foarte puternic și a fost favorizat de vântul care bate cu putere în această zonă, pe fondul codului galben meteo, și care a favorizat propagarea cu rapiditate a flăcărilor. Mai mult, scânteii purtate de vânt au ajuns la o distanță de aproximativ 200 de metri față de locul acestui incendiu și a prins un veceu din lemn aflat între 2 case de locuit, pe care am reușit din fericire, cu o autospecială care a fost desprinsă din dispozitiv, să-l lichidăm la timp, astfel încât nu s-a propagat și la vecinătăți.